De vreo două săptămâni, redacția Connect este ceva mai tăcută vinerea, iar motivul este unul destul de simplu. S-a cam terminat fotbalul. Sigur, a mai fost între timp o finală de Cupa Angliei, una de Europa League și, la momentul la care vezi clipul acesta, a trecut și finala Ligii Campionilor peste noi. Dar nu se compară cu perioada de foc din timpul sezonului, în care săptămână de săptămână ne uităm și comentăm împreună rezultatele din prima ligă de fotbal a Angliei. Mă rog, eu cu Claudiu mai mult, dar asta e deja altă discuție. Din fericire, se vede o luminiță la capătul tunelului. În doar câteva săptămâni începe un turneu final în Germania, competiție pentru care România are și bilete și unde va juca într-o grupă cu Belgia, Slovacia și Ucraina. Dificilă, dar nu imposibilă și sperăm să ne bucurăm măcar în două din cele trei meciuri pe care le vom avea, așa cum se cuvine la astfel de meciuri de la un turneu final. Adică plau terasă, alături de mulți alți fani îmbrăcați în galben. Însă, pentru că nu poți să vezi chiar toate meciurile într-o astfel de atmosferă, este bine să ai și un ecran de top acasă, la care să privești mai relaxat meciurile în care nu e implicată naționala noastră. Și cum suntem în căutarea de televizor special pentru acest lucru, am vorbit cu cei de la Samsung care ne-au trimis la test acest distins domn de 65 de inci, un Neo QLED. Deci, fără să mai zăbovim, eu sunt Andrei, tu ești la Connect și hai să vedem cam care sunt aturile sale. Este vorba mai exact de un model de 65 de inch, adică 163 de centimetri în diagonală, care se numește QN90D. Apreciez aici faptul că Samsung știe să se oprească când vine vorba de numele televizoarelor sale după doar 3 litere, spre deosebire de alți producători. Este un televizor 4K din cea mai nouă generație a sudcorenilor, cea de anul acesta, și vine cu mai toate noutățile importante pe care le-a anunțat compania deja pentru televizoarele sale. De asemenea, este disponibil și în alte dimensiuni, deci dacă ai o cameră mai mică sau vrei să cheltui mai puțin, poți alege o diagonală de 43 50 sau 55 de inci și viceversa. Dacă vrei să creezi propria experiență home cinema, poți alege și versiunea de 75 sau chiar 85 de inci. Doar să te asiguri că îl poți băga pe ușă sau un lift înainte. Asamblarea televizorului se face în doi oameni și durează cam 10-15 minute. Ai nevoie de o șurubelniță, deci fi sigur că ai una pe aproape. Apoi urmează procesul de setare a televizorului care se poate face rapid prin smartphone, variantă pe care am și ales-o. Practic doar te conectezi la contul Samsung și intri în aplicația SmartThings de unde vei vedea imediat televizorul și te vei putea conecta la el. Procesul de setare inițial a televizorului durează tot cam 10 minute, la fel ca asamblarea. Ai mai multe opțiuni de ales, trebuie să-l conectezi la cablu, dacă e cazul, primești și mici tutoriale despre cum funcționează diferite funcții. Poți activa și comanda vocală pentru a putea controla astfel televizorul și setările pe care le introduci pot fi salvate în Samsung Cloud, pentru a nu le pierde în cazul în care vrei să schimbi televizorul la un moment dat. Ți se oferă și opțiunea de a activa o funcție ce permite optimizarea sunetului și a luminozității în funcție de conținut și de camera în care amplasezi televizorul. Funcția aceasta face ca televizorul să consume ceva mai multă energie, dar merită activată pentru o experiență cât mai bună. Câteva și despre conectivitatea pe care oferă acest Neo QLED. Avem 4 sloturi HDMI și toate permit conținut 4K la 144Hz, 2 USB-A și toate porturile clasice pentru un televizor, adică Ethernet, intrare RF pentru cablu sau slot CI și Bluetooth-ul este de tip 5.2. Samsung numește designul acestui televizor Neo Slim și nu e greu să-ți dai seama de ce. Are un profil foarte subțire și margini care dispară în maxim 5 secunde după ce îl pornești și încep să te uiți la ceva. Arată și bine și se potrivește în cam orice fel de cameră, poate fi și montat pe perete sau pe un stand dacă îți dorește asta. Deci, de montat l montat, de setat la am setat, a mai rămas să decidem două lucruri foarte importante. La ce ne uităm? și ce ne jucăm. Și cum am zis că avem deficiență de fotbal în redacție, deciziile acestea au fost mult mai ușoare decât în mod normal. Am pornit astfel Welcome to Rexham pe Disney+, Plus, documentarul care spune povestea clubului de fotbal preluat de doi actori de la Hollywood din Liga 5 a a fotbalului britanic și am dat și un EFC 24 sănătos ca să ne revenim la normal. În privința primului nu am ales Welcome to Rexham doar ca să ne astupăm pofta de iarbă verde, ci și pentru a testa câteva funcții numai bune pentru turneul final. În primul rând, procesorul de la interior vine cu inteligență artificială și o să tot auzi cuvintele astea două de-a lungul acestui video pentru că ele reprezintă un ingredient cheie în marea majoritate a funcțiilor de pe acest TV. Primul caz, AI Upscaling la calitate 4K. Chestia asta va fi extraordinar de utilă în timpul transmisiunilor de la turneul final, deoarece competiția nu va fi transmisă de una din televiziunile care au astfel de conținut. Asta înseamnă că vei vedea partidele la o calitate mult mai bună și nu va trebui să numeri pixelii de pe fața lui Drăgușin sau Kein. Gama Neo QLED de la Samsung vine și cu tehnologie Quantum Matrix, care înseamnă un control precis al LED-urilor. Asta permite o calitate mai bună și detalii clare, atât în scene luminoase, cât și în cele întunecate. Mai mult, ecranul acesta are validarea Pantone pentru redarea exactă a culorilor, un lucru pe care sunt sigur că mulți se vor bucura să-l audă tot legat de capitolul calitatea imaginii, pentru că totuși fotbalul se mai și termină și mai vedem și noi un film sau un serial, intră și Auto HDR Remastering, o funcție care aduce conținutul la standard HDR, indiferent dacă este de slabă calitate. Nu înseamnă că va face minuni, adică dacă vrei să vezi, nu știu, Raging Bull, să zicem, că tot vorbim de sport, nu o să-ți permită să vezi fiecare detaliu de pe fața lui De Niro sau mai știu eu ce. Dar va fi o îmbunătățire semnificativă, mai ales pentru conținutul acesta de tip mai vechi, Funcția vedetă cu AI a celor de la Samsung pentru anul acesta este Real Depth Enhancer Pro, care face fix ce te aștepta. Adică îmbunătățește senzația de adâncime dintr-o scenă. Bineînțeles, funcționează diferit în funcție de conținut. Mie mi s-a părut că adevăratul său a sunt scenele mai întunecate dintr-un film, mărind contrastul în prim plan pentru un plus de realism. Este o funcție foarte utilă, dar nu știu cât și dacă o vei remarca dacă nu știi de ea de la bun început. Două lucruri care mi-au plăcut destul de mult la acest Samsung Neo QLED QN90D țin de luminozitate și reflexii. Spuneam deja că atunci când setez televizorul pot selecta ca acesta să analizeze camera, iar apoi intră în scenă o funcție care se numește HDR Brightness Optimizer. Aceasta controlează automat luminozitatea panoului pentru a fi vizibil în orice condiții de lumină astfel poate să crească, spre exemplu, luminozitatea în scenele mai întunecate, dacă te uiți pe timp de zi la un film sau un serial. Cel de-al doilea lucru este faptul că acest televizor are și tehnologie anti-reflection, foarte utilă mai ales pentru meciurile din grupe care vor începe mai devreme când soarele va fi încă sus. Acum, bineînțeles, poate că mai vedeți aici niște reflexii ale luminii, dar nu vă veți uita la meciuri cu trei tipuri de lumini în cadru. Inteligența artificială are un cuvânt de spus și în ceea ce privește sunetul, prin Adaptive Sound Pro, care optimizează sunetul în funcție de camera în care e poziționat televizorul. Apoi ar trebui să se folosească de difuzoarele încorporate, care sunt 4.2.2, pentru a oferi un sunet cât mai clar și mai corect. Iar pentru cazul în care există scene de dialog, funcția Voice Simplifier Pro se va asigura că vocile persoanelor sunt izolate de alte sunete, inclusiv cele care se produc în cameră în jurul tău. În fine, trebuie să spun câteva lucruri și despre experiența de joacă pe acest televizor, pentru că, măcar pentru câteva săptămâni, trebuie să ne mulțumim încă cu EFC, până să trecem la fotbalul real. Gaming-ul este super ușor pe acest televizor, pentru că este recunoscut automat tipul de joc pe care îl joci, în cazul nostru știu că e vorba de un sports game, dar va face la fel și la un RPG, shooter sau joc de curse. Fiecare mod are setările sale, curată de refresh mai mare acolo unde e cazul, shooter spre exemplu, cu posibilitatea de a merge până la 144 de Hz dacă este conectat la un PC. Are și tehnologie FreeSync Premium Pro de la AMD pentru jocuri la calitate HDR fără probleme ca screen tearing, tremur al imaginii sau alte lucruri care să strice experiența de joacă. Este genul de televizor pe care e o plăcere să te joci ceva single player sau local multiplayer cu colegii de la birou după program sau în timpul lui dacă poți să spui că muncești astfel. Cu SmartThings este super ușor să controlezi toate aspectele televizorului pentru că ai o pagină dedicată setărilor direct în aplicație. Astfel, dacă ți se pare că nu e suficient de luminos sau nu-ți place profilul de culoare, spre exemplu, nu mai trebuie să pierzi timp căutând prin meniul integrat în TV. Poți alege direct din telefon ceea ce vrei să schimbi și meniul respectiv va apărea direct pe ecranul televizorului. Astfel o să-ți permită să schimbi direct ceea ce dorești. Ar fi fost și mai cool dacă puteai să schimbi aceste setări direct din telefon fără să mai fie nevoie să umbli la meniul televizorului, dar ne mulțumim cu ce avem. De asemenea, tot în SmartThings ai la dispoziție hubul de control al casei de unde vei vedea toate dispozitivele inteligente din locuință și le poți și controla. Samsung QN90D este un televizor numai bun pentru competițiile sportive ale verii. Calitatea imaginilor, funcțiile de gaming și cele cu ei AI care îmbunătățesc diferite aspecte video și de sunet sunt motive destul de bune pentru a lua în calcul dacă vrei un televizor cu dimensiunea Asta. Prețul este însă puțin cam la 12.000 de lei și s-ar putea să fie mai atras de un OLED la acest cost, mai ales că Samsung face și așa ceva. Este important totuși să menționez și că la momentul la care filmăm acest review vine și cu beneficii extra de aproape 2.000 de lei, precum un soundbar HWQ 600C, discount de 500 de lei prin rabla Samsung și livrare gratuită. Cum am zis, în perioada asta testăm câteva televizoare și avem și un review pentru LG C4 la care poți să arunci un ochi. Dacă îți place ce facem aici, ne poți ajuta cu un like și un subscribe și aștept opiniile tale în comentarii. Ai în plan să schimbi televizorul curând și dacă da, ce model îți face cu ochiul? Până data viitoare ne găsești și pe connect.ro, unde avem mai multe review-uri și știri din lumea tech, dar și pe Prima TV în fiecare sâmbătă de la 11.30 și în reluare duminica de la 10.30. La emisiunea Connect, bineînțeles. Eu am fost Andrei, tu ai fost la Connect, stay safe! și pe curând.